DNA a solicitat Senatului înconvințarea începerii urmăririi penale a lui Titus Corlățean în dosarul Diaspora. Fostul ministru de externe este acuzat de procurori de abuz în serviciu. Cererea DNA a ajuns în Senat, urmând ca șeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, să se întâlnească cu membrii biroului permanent în acest sens. Cu puțin timp în urmă, la cabinetul președintelui Senatului a sosit referatul oficial al DNA, prin care se solicită încuviințarea urmăririi penale a senatorului Titus Corlățean, fost ministru de externe. În aceste situații, procedura prevede întrunirea biroului permanent, care dă un termen comisiei juridice să întocmească un raport pe baza referatului DNA. Ulterior, plenul Senatului se anunță prin vot asupra raportului Comisiei Juridice. În vederea inițierii acestei proceduri, președintele Senatului îi va contacta telefonic pe membrii biroului permanent pentru a programa de comun acord o ședință a acestui for în condițiile asigurării cvorumului necesar. Titus Corlățean este suspectat de procurorii DNA de abuz în serviciu și de împiedicarea exercitării drepturilor electorale. În timpul alegerilor prezidențiale din 2014, senatorul PSD, în calitate de ministru de externe, ar fi organizat secțiile de votare din diaspora, astfel încât să limiteze accesul românilor la vot. Astfel a favorizat candidatul propus și susținut de partidul din care făcea parte. Pe de altă parte, procurorii susțin că și dreptul de vot al românilor din diaspora a fost vătămat. După ce au stat la cozi uriași în mai multe orașe din Europa, mii de români nu au mai ajuns la vot.